Bălțenii vor plăti mai mult pentru o pâine. De astăzi, franzela coaptă la combinatul de panificație din oraș costă cu un leu mai mult. Oamenii sunt nevoiți să scoată din buzunare 6 lei și 50 de bani în loc de 5 lei și 50 de bani. Cei mai indignați sunt pensionarii, care și până la scumpire abia deși permiteau câte o pâine pentru mai multe mese. Nu e normal, eu nici o flămândă, mă duc acasă și eu un kilogram de făină de măligă și fac măligoță, dar nu... Și așa e scumpă. Dacă ar și să ne dea și pensia mai mărită, apă da, față, dar și mai ales omul de la țară care a mușit la tiun, la sfeclă, la una, la alta, cum poate omul și-a la mus între țâi? Ubivaят нас потихоньку, да и все. О чем вы говорите? Я проработала после пенсии 7 лет, и мне дали перерасчет пенсии 22 лея. Скажите, пожалуйста, а хлеб дорожает по сколько? Просто душат нас, уже бы взяли под стенку, расстреляли. Asta e foarte mult, pentru că noi n-avem atâția bani. Noi nu trăim în Europa și nu câștigăm atâta. Дорожает солярка. И дорожает все. Людей это катастрофа. Грабят полностью всех. Не знаю, к чему это приведет. Будет осенью, наверное, большая голодовка здесь. Unii oameni spun că nu mai fac față noilor prețuri. Безобразие, безобразие. Они там нажираются, а мы голодуем. Конечно, дорого. И что мы сделаем? Мы люди православные, будем терпеть, что остается. Și vânzătorii sunt deranjați de creșterea prețului la pâine. Ei spun că nu cunosc cărui fapt se datorează acest lucru. Cu un leu s-a scumpit tot pâinea. Ce luăm noi cu un leu, nu știu, alta. Se revoltă, dar cum? E foarte mult. Pentru pensionarii, foarte mult. Echipa TV Nord a încercat să obțină un comentariu de la administrația combinatului de pâine din Bălți, însă în anticameră ne-au comunicat că directorul instituției va lipsi 2 zile și nu are cine să ne vorbească la acest subiect.